Psalmul, capitolul 90, la versetul 10, găsim cuvintele care dorim, nu dorim, viața derulează, unii se îmbătrânesc, alții pleacă tineri. Dar acolo este însemnat că și anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, la cei tari la 80 de ani, și lucruri cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Ce trecătoare ceasul vieții, cum aleargă de grăbit, cu câtă precizie te duce nepăsător către sfârșit. Și acolo în ceasul cel din urme, când într-o clipă ai să revezi desfășurat întreaga viață, unde ai să poți să evadezi? Ce mai poți face când viața ți s-a scurmat pentru vecie? Oricât ai zbate, orice ai face, tu înapoi n-ai să mai vii. Năpăsător ți-a fost viața și ce puțin ai cugetat la sufletul pe care Domnul ca pe o podoabă ți l-a dat. Ce ai să te faci când pragul morții îi vei păși în necunoscut? Să vor deschide chiar sub tine adânci abisuri fără fund, și când vedea vei focul veșnic de care ai râs când n-ai crezut, când te-a întâmpinat Satana, ce ai să te faci, suflet pierdut? Atunci, disperat la culme, vei implora cu preț în urm un singur ceas, atât din viață, ca să te pregătești să mori și n-ai să-l ai. Nu ți-l dă nimeni și atunci încrâșnă-te din dinți, tu ai să treci în veșnicie cu multe rămușcări fierbind. Tu ai fi putut primi credința, tu ai fi putut trăi curat și semenii cu a ta iubire spre Domnul ai fi îndrumat. Din viață ai fi putut da mâna cu cel ce a judecător, iar el în ziua morții tale te-ar fi venit ca salvator. Dar azi, când firul vieții tale mai întreg, mai e legat, poți rămâne în nepăsare când Domnul vrea să fii salvat? Aici toată pregătirea, în rai să intri sau în iad, fii gata în orice care clipe de al morțisul să fii chemat, căci azi în mâna ta puterea să fii în veci de veci în cer sau să alegi nefericirea și pentru veci de veci să pierzi, căci trecătoare ceasul vieții aleargă foarte grăbit. El cu precizie te duce nepăsător către sfârșit. Amin.